Proverbele, capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Barjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bon greșat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potălește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spin, dar cărarea celor fără de prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mama sa. Nebunie este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Psalmul 71. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea, pe Tine mă sprijinesc din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei, pe Tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneței, căci mi se duc puterile
nu mă părăsi, căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce îmi pândesc viața se sfătuiesc între ei zicând, l-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-l, puneți mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine, Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu. Să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața, să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzare. Și eu voi nădăjdui pururea, te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule. Voi pomeni dreptatea ta și numai pe a ta, Dumnezeule. Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunte, ca să vestesc tăria ta în neamului de acum și puterea ta în neamului de oameni care va veni. Dreptatea ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari, Dumnezeule. Cine este ca tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuda în sunet de alăută, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule. Te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Și limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roși de rușine. Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului, și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea, ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam. Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o margine la alta și de la râu până la marginea pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji, căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și vor da aur din Seba, se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară, până în vârful munților, și spicele lor se vor clătina ca și copace din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului, numele lui va dăinui pe veșnicie cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i turbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni.
De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi înverește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apa din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit nepraznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul să am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce-ți sunt necredincioși, că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 74. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mânii pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău, pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde îți aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare. Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă, în curând au sfărmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor, să-i prădăm pe toți, au ars toate locurile sfinte din țară, semnele noastre nu le mai vedem și nu mai este niciun proroc. Și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când, Dumnezeule, va batjocoria asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele tău? Pentru ce îți tragi înapoi mâna și dreapta ta? Scoată din sân și nimicește-i. Totuși, Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăvire în mijlocul acestei țări. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, ai dat să-l mănânce fiarele din pustie, ai făcut să țâșnească izvoare în păraie, ai uscat râuri care nu seacă. A ta este ziua, a ta este și noaptea, tu ai așezat lumina și soarele, tu ai statornicit toate hotarele pământului, tu ai rânduit vara și iarna. Adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocărește și un popor nechipzuit hulește numele Tău. Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei Tale și nu uita pe veci, și nu uita pe vecie viața nenorociților Tăi. Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bârloage de târhari. Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele Tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina,
Adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Nu uita strigătele potrivnicilor tăi, zarba care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva ta. Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule! Te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri, voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi dovărî toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța.